Salutare, dragi abonați, și la mulți ani de Ziua României, la mulți ani tuturor românilor. Astăzi nu vă întâmpin cu fasole cu ciolan, ci vă arăt rețeta mea de slăninuță afumată și fiartă. O slăninuță extraordinară, numai bună de servit, alături de o ceapă, muștar, sfeclă sau cu ce doriți dumneavoastră. Haideți să vedeți cum am gătit-o. După cum ați văzut într-un videoclip anterior, am afumat niște bucăți de slănină care au și carne. Am fost la Mamaia și le-am afumat la țară, iar apoi le-am pus la congelator. Iar când avem nevoie, scoatem câte o bucată și o punem la fiert. Ea se poate și prăji dacă vrem să facem o friptură, dar dacă vrem slăninuță de mâncat, o vom fierbe. Așadar, am scos slănina de la congelator, am pus-o într-o oală cu apă și o punem la fiert. Am pregătit și condimentele care le vom pune. Am pus câțiva căței de usturoi, 2-3 foi de dafin, piper, poape, foi de ceapă galbenă, pentru că vor da o culoare foarte frumoasă. Chiar dacă slănina noastră are o culoare deja frumoasă, o va colora și mai frumos. Am spălat foile de ceapă și când aproape începe să fiarbă, punem în oală foile de ceapă. Acum adăugăm și condimentele, usturoiul, foi de dafin, piper, boabe și câteva boabe de ienibahar, dacă aveți. Lăsăm să fiarbă la foc mic până când slăninuța este fiartă. Vom acoperi oala și vom lăsa o oră jumătate să fiarbă încet. Verificăm din când în când ca să vedem dacă slăninuța a fiert. Priviți ce culoare are zeama noastră care s-a colorat frumos de la cojile de ceapă. Va ieși exact la culoare ca cele din comerț. Când furculița intră în slăninuță, atunci știm că este numai bună de scos. O vom scoate pe o farfurie. Trebuie să menționez că nu am mai pus sare, după cum ați văzut, deoarece slăninuța și-a tras sarea când a fost în starea ei crudă, înainte să o punem la afumat, și acum nu a mai fost nevoie să-i mai punem sare. Ce vom face în continuare? O vom scoate la loc rece și o vom presa cu ajutorul unui tocător peste care vom pune o greutate. Dacă vreți să vedeți și altă metodă a slăninuței dacă nu este afumată, cum o fac eu, o să vă las în descrierea videoclipului rețeta de la slăninuță. O lăsăm peste noapte la loc răcoros. Apoi, cu grijă, o vom desprinde. Ea s-a presat bine. Priviți ce frumos arată. Slăninuța noastră afumată și cu o culoare mai roșiatică de la cojile de ceapă. Priviți ce bine a stat ea peste noapte la loc rece. Vom da un pic grăsimea
la o parte cu ajutorul unui cuțit, iar apoi o vom putea tăia. Să vedem ce a ieșit. Dacă sunteți noi pe acest canal, ne-ar bucura un comentariu, un share, să o distribuire, să vadă și prietenii voștri cum poți face slăninuța acasă super faină și gustoasă. Este slăninuță cu cărniță, dar este bună și fără cărniță. Dacă nu are, este bună și simplă. Ia să vedem rezultatul. Arată foarte bine, zic eu. Este minunată. O minunăție făcută acasă. Priviți ce frumos arată. Putem să punem și un pic de piper dacă dorim, proaspăt măcinat. Dacă nu, se servește așa, cu ce dorim noi. Ce părere aveți, dragilor? Se merită să faci slăninuța acasă? Eu cred că da. Merge de minune cu o ceapă roșie, cu muștar sau cu sfeclă, cu hrean, la un platou. Este extraordinară, pe lângă alte preparate gustoase din porc și nu numai. Dragilor, vă invit să încercați și să-mi spuneți ce părere aveți. Hai să avem poftă, spor la treabă, la preparat bunătățuri din porc și nu numai. Toate bune!